Și acum să înceapă distracția. De fapt s-a pornit deja. Cum zice și melodia aia, propaganda style. O tabără spune: ia uite-i pe ăștia din PSD, îngenunchează țara, oameni buni, pun laba pe toate instituțiile, distrug viitorul copiilor noștri. Aolo! Tabăra cealaltă zice: binomul se zvârcolește, vrea să ia puterea din nou, nu-l lasă pe Dragnea să le facă bine românilor. Vai de noi, vai de noi. Culme, există ceva adevăr în fiecare mesaj. Mă rog, nu în fiecare. Adică unele sunt de-a dreptul așa. Am văzut foarte mulți oameni cu câini, ca niciodată, foarte mulți. Evident că sunt câini dresați, evident că sunt, sunt persoane tinere cu câini, ori câini lupi, ori din aceea care sunt, nu mai știu cum, labrador cred că se numesc, câini care sunt dresați pentru, nu știu, pentru droguri, pentru bombe, pentru ce-orși. Dar ca niciodată atât de mulți oameni cu câini n-am văzut. Oameni cu câini, domnule Bogdan Chiriac, da. Și există informații care spun că s-ar fi plătit 100 de lei de participant, copiii, tinerii, ceva mai puțin 50 de lei și pentru câine 30 de lei. Sunt informații care apar. Nino, Nino, n-ai cum, asta e direct de medic. Auzi, s-au dat 50 de lei de om ca să iasă în stradă și 30 de lei de câine. De câine? Cât de tare! Să plătești câinele să se ducă la manifestație, a? Altfel nu vrea, domne, nu-l știți? Stă la căldurică, la televizor, sparge semințe și se uită la Barcelona, da? Nu mai zic de focul din bambu pus de Iohannis și de SRI. Bă, vă dați seama că există oameni care cred asta cu tărie și televiziunile nu fac decât să le confirme demența. Mă rog, ajungem și la SRI mai târziu în emisiune. La imaculații ăștia din servicii care, vai, nici usturoi n-au halit, nici gura nu le miroase a implicare în justiție, în politică, în presă. Să știi că dacă o să te miroasă și ăștia, s-a terminat cu dumneata. Pare că doar așa poți da jos un guvern PSD. E o lege din bătrâni. Bă, dacă nu ia foc un club, n-ai cum să schimbi un guvern PSD-ist. PSD-ul pune laba pe țară, binomul și Iohannis nu acceptă că au pierdut controlul. Sau PSD-ul începe furăciunea, Iohannis și Chioveși sunt pregătiți să dea foc la țară. Doamne, ce aveți, mă? Vai de noi! Temele acestea ar fi putut să fie discutate și normal. Uite, PSD-iștii au respins în Parlament ordonanța tehnocraților prin care managerii de spitale ar fi dat concurs și n-ar fi fost aleși doar din rândul doctorilor, cu voie de la partid. O măsură bună care a fost respinsă. De ce? Să ne amintim și de ce se întâmplă în educație cu directorii de școli. Aici la fel, pare că se pregătește o nouă politizare a acestei funcții. Dar să fim atenți de asemenea la ce se petrece în partea cealaltă, unde aflăm și noi acum, după 10 ani, că SRI-ul și DNA-ul au lucrat împotriva corupției în echipe mixte, deși asta n-are nicio legătură cu legea. Să știm și noi ce avem de făcut, să vedem ce măsuri trebuie să luăm. Culmea e că unora li se pare normal. Da, aud toată ziua jurnaliști care și-au uitat scopul meseriei și apără instituții de forță ale statului în loc să-i preocupe interesul public. Doar că prin asta se calcă în picioare Constituția, fraților. SRI-ul n-are nicio legătură cu penalul, cu actele de corupție, ci doar cu siguranța națională. Numai că într-o ședință CSAT de prin 2005 s-a hotărât că anticorupția ține de siguranță națională. E o astfel de hotărâre a CSAT-ului e zero în raport cu legea, în raport cu Constituția. Hotărârea cu pricina n-a devenit lege, n-a fost trecută prin Parlament, dar de atunci a fost pusă în practică. Apoi mai sunt o grămadă de chestiuni nelămurite. Ce facem cu ele? Uite, cu nea Florian Coldea. Gata? Atâta tot? Pensie babană și somnic? Nu aflăm și noi ceva? Mucles toată lumea, văd. Bun așa, foarte bun. Vedeți, băieții care fac jocurile mizează pe faptul că noi ne vom împărți în două tabere și vom da cu lături unii în alții. Asta vor ei de la noi. Deci, v-ați ales partea? Haideți repede că se închid peluzele și rămâneți pe afară. Hai, tată, să ne înjurăm!